Exponatul lunii este proiectul Muzeului Național al Banatului, care din anul 2016 prezintă lună de lună obiecte de colecție inedită. În acest context, Cube TV vă propune să urmăriți o serie de emisiuni pentru a afla mai multe detalii despre fiecare exponat direct de la sursă. În episodul de astăzi descoperiți buhaiul de baltă, cunoscut și sub numele de bou de baltă, o specie caracteristică zonelor umede. Sunetul pe care îl scoate se aseamănă mult cu cel al instrumentului muzical denumit buhai, folosit în mod tradițional cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Un comportament deosebit al acestei păsări este că, de obicei, exemplarele stau ascunse în stuf, iar atunci când sunt surprinse, adoptă o poziție de camuflaj. Iernează în sud-vestul Asiei și nordul Africii, dar în iernile mai blânde, unele exemplare rămân la noi în țară. Șeful secției de științele naturii de la Muzeul Național al Banatului, doctorul Sretko Milanović, vine cu mai multe detalii. Exponatul prezentat este boul de baltă sau buhaiu, cum se mai spune în popor. Este o specie acvatică caracteristică pentru zone umede. Ca și mărime, deci este cam de mărimea, cum se poate și vedea, a unei găini domestice. Caracteristic pentru el este chiar acel sunet, ca și buhai, care se poate auzi în primăvară. Caracteristica speciei este foarte retras, poate fi văzut chiar foarte rar. Se hrănește de obicei la liziera stufărișurilor și, cum vedeți și în exponatul prezentat, are un camuflaj perfect, adaptat condițiilor zonei unde trăiește, unde își crește pui. Masculii sunt poligami, însemnând că au mai multe femele. Foarte teritorial, în sensul că dacă se mai apropie alt mascul, ies scântei, sunt foarte bătăuși. În schimb, dacă apare vreun prădător sau când urmăresc prada, sunt practic invizibili. Deci acele striații, cum sunt prezentate și pe exponatul, îl ajută foarte mult să se contopească cu mediul ambient. Uneori, în prezența unor răpitori, efectiv îngheață. Își ridică capul și se contopește cu conturul stufărișului. Aceeași chestie îl folosește, cum am spus, și pentru obținerea pradei. Prada constând în peștișori, mormoloci, broaște, lipitori, uneori chiar și șoareci. Este o specie care ajunge la noi, care iernează în Africa de Nord și în vestul Aziei. La noi ajunge prin aprilie și de obicei atunci îl auzim în tinderi de baltă. Se aude un sunet specific care se aude la kilometri întregi. O să încerc acum să-l și imit. Deci este un sunet, un cântec pentru femelele, un sunet de atragere a femelelor. Cu cât sunetul este mai profund, înseamnă că masculul este mult mai viril, mult mai atrăgător. Și, pe de altă parte, este avertizarea pentru alți masculi: nu vă apropiați, aici este teritoriul meu. Din nefericire, evolutiv vorbind, de clocitul și de creșterea puilor se ocupă numai femela. Fiind poligam, preferă cât mai multe acuplări pentru perpetuarea genelor. Și, pe de altă parte, femeia rămâne singură, solitară, cu creșterea puiilor. Și, în sensul ăsta, specia are nevoie de spații întinse, de mlaștină. Deci, unde abundența pradei este mult mai mare și unde își poate să-și ascundă și cuibul. Din nefericire, asistăm în ultimii sute de ani la diminuarea habitatelor acvatice, habitatelor care sunt caracteristice acestei specii. Putem să vedem și chiar la noi în vecinătate, zona Banatului. În urmă cu 200 de ani, biodiversitatea Banatului era mult mai bogată, mult mai diversificată, datorită condițiilor. Gândiți-vă că acum 200 de ani, o bună parte din Banat de câmpie era acoperită cu mlaștini imense, zone umede, pe o parte. Pe de altă parte, erau prezente păduri de stejar, pedunculat, stejar de luncă, care, la rândul lor, contribuiau cu cât mai multe habitate mozaicate, cu atât avem și prezența unor specii în zona respectivă. Pe de altă parte, erau și petice destul de mari de pusta. Deci,
Din nefericire, cu dezvoltarea civilizației, omul modern, în crearea confortului, a distrus. A distrus în sensul că acele mlaștini imense au fost desecate, au fost redate agriculturii, din nefericire și chiar acele petice mici de zone umede care au mai rămas sunt supuse unor acțiuni și unor activități din partea omului foarte severe, constând în desecarea în continuare, după aia chimizarea excesivă, deci gândiți-vă că tot ce înseamnă pesticidele care sunt folosite pe câmpuri agricole, prin apă pluvială ajung în apă de ploaie, care la felul ei se scurge și ajunge în acele zone umede. Acele zone umede care, după părerea multor specialiști, sunt cele mai productive biosisteme din lume. Pentru noi au un rol fantastic de puternic. Sunt adevărate filtre care filtrează tot ce înseamnă ape poluate pe care le producem, le produce viața noastră de zi de zi. În multe stații de epurare chiar sunt folosite ca și ultime bariere în sedimentarea impurităților apei. După prezența speciilor prădătoare, uitați, în ultima perioadă cu extinderea șacalului și, bineînțeles, un animal care des întâlnit în zone umede este mistrețul, care la fel afectează populația. Specimenul naturalizat pe care îl vedem acum face parte din colecția vestitului ornitolog Dionisie Lințea, unul dintre cei mai cunoscuți și chiar primi ornitologi români existenți. Dionisie Lințea, un erudit ai cunoașterii, ai științei, de origine din Cacova, actual grădinar, a fost învățător acolo, urmându-și chemarea și părinților care la rândul lor au fost acolo învățători. Era un tânăr foarte pasionat de vânătoare, un tânăr foarte pasionat de natură, de observații, de ornitologie, de păsări. Așa că undeva pe la începutul secolului 20, se ocupa foarte intens, autodidact fiind, de colectarea păsărilor, de colectarea ouălor speciilor de păsări. Fiind remarcat de Societatea de Științele Naturii, care deja funcționa din plin, și, bineînțeles, publicând în caietele Științelor Naturii, s-a remarcat. A făcut donații societății, inclusiv Muzeului de Științele Naturii, și prin treaba asta a reușit la un moment dat să devină și custodele, a venit în Timișoara și a devenit custodele colecțiilor, ocupându-se de tot ce înseamnă colecții, donații, structurarea, sortarea, îngrijirea acestora. În perioada de după primul război mondial, a devenit primul director al Muzeului Banatului de atunci, din Timișoara, care în momentul respectiv era în clădirea în care se află în momentul de față Biblioteca Academiei. După care a fost mutată și în 1954, tot ce înseamnă colecții și științelor naturii și altor secții a fost mutat la locul actual, în Castelul Hunedoara. Ce mai putem să spunem despre Lință? Că era chiar unul dintre primii ornitologi români. Însemnările lui și colecția lui, de altfel foarte valoroasă și din punct de vedere estetic, educativ, științific, depozitată la Muzeul Banatului, cuprinde în jur de 2600 de specimene naturalizate și balguri. Putem spune că din ce a făcut el, într-un singur om putem să concentrăm mai multe personalități. Și artist, și un naturalist de marcă, ornitolog, cercetător. Lucrările lui, specimene naturalizate, sunt de o perfecțiune fantastică. Lucru care au remarcat și mari cercetători ai vremii. Inclusiv colaborare foarte bună cu Dr. Antipa, cu Dombrovski. Deci a contribuit și la epocală operă Păsările României, în trei volume, lucrată cu Dombrovski, unde în mare parte au fost prezentate chiar specimenele colectate de el.
Cu această ocazie dorim să ne și lăudăm cu un vernisaj cu un jubileu de 150 de ani de la înființarea și de ființarea secției de științele naturii, descendentă directă al societății de științele naturii, care s-a înființat în 1873. Câțiva ani mai târziu s-a înființat și Muzeul de Științele Naturii și biblioteca aparținătoare, cu foarte mulți membri în cadrul societății, o contribuție majoră în cadrul societății și putem să spunem este și precursorul ornitologiei, este dr. Lajos Kun, profesor la liceu, care prin strădania lui au venit foarte multe donații, foarte multe contribuții la desfășurarea societății, care a fost efectiv prezentă în perioada respectivă, sfârșitul secolului XIX, în aproape toate aspectele vieții cotidiene timișorene. Din nefericire, venind războaiele, colecțiile trebuiau adăpostite, au fost mutate, o bună parte dintre ele a fost distrusă. Tot din fericire, pentru perioada asta, la începutul secolului, cum am și spus, Lințea a venit ca și tânăr custode al colecțiilor și în mare parte a reușit să salveze bunurile de la distrugeri, care erau efectiv depozitate în pivnițe improprii, mucegăite, infestate. Din fericire, o bună parte din aceste bunuri încă se păstrează în depozitele noastre. Naturalizare sau taxidermia înseamnă prepararea unui specimen colectat într-o formă cât mai naturală, cât mai originală cu când era și specimenul când trăia. E o procedură destul de laborioasă. Presupune jupuirea specimenului, pielea pe partea interioară, scalpul pielii este curățat de tot ce înseamnă grăsimi, după aia impregnat cu pasta care conține arsenic, așa se folosea înainte, după care, înainte de toate, de fapt, se formează un mulaj pe care se întinde această piele, rămânând în forma care e. După aia, estetic, se aranjează toate celelalte detalii, specimenul poate fi montat sau într-un mediu cât de cât natural. De obicei, Lințea, în ultima fază, a făcut și acele exponate în care îngloba și anumite aspecte, smocuri de iarbă, pietricele, deci depinde de zona unde trăia specia respectivă. De asemenea, pot să spun un lucru foarte important pe care l-a preluat de la Dr. Antipa. Dr. Antipa a fost pentru prima dată în lume care a conceput și care a mers pe conceptul dioramelor. Dioramelor pentru că gândiți-vă că acum 100 de ani nu exista televiziune, nu exista video, nu exista internet, evident. Și atunci încercau publicului să arate cât mai verosimil, cât mai fidel ce este natura. Și atunci, pe un spațiu foarte mic, câțiva metri pătrați, reușeau să redea tot ce înseamnă esența naturii, cu specimene caracteristice, dacă e vorba de o baldă, cu stufărișuri, cu un mic luciu de apă, cu specii de păsări acvatice care trăiesc acolo. Toate redau acel mesaj de plasticitate, de profunzime, de 3D. Lucrul ăsta l-a adoptat și Lințea, inclusiv asistentul domnului Lințea, Emil Nadra, care a continuat munca ornitologului Lințea și în momentul de față, prin anii 50-60, s-au creat câteva diorame de o frumusețe și calitate excepțională. Deci orice biolog poate să spună că fiecare firicel de iarbă, fiecare piatră care este pusă acolo este la locul ei. Inclusiv specimenele care au fost naturalizate perfect. Asta se datorează și în mare parte lui Lințea, care într-o speranță că într-o bună zi vom avea și expoziții permanente, funcționale, ca să putem să primim publicul, recondiționarea acestor diorame, restaurarea acestor diorame, care în continuare prezintă un mare interes și estetic, și științific, și pe de altă parte au și o încărcătură istorică puternică,
că, uite, așa a fost muzeotehnică acum 50, acum 70 de ani. Ca să nu se degradeze, deci condiții trebuie să fie constante, referitor la umiditate, referitor la temperatura, la curățenia, care trebuie să fie fără precedent, și, bineînțeles, la operațiuni de dezinsecție periodică. Ar trebui să atragem atenția oamenilor, deși inițiative există, din fericire, inițiativa, de fapt, de ecoeducație, care a fost urmărită și desfășurată de secție de științele naturii de cel puțin un secol, de când au început sesizări că suntem pe o cale irreversibilă de a pierde tot ce înseamnă biodiversitate, tot ce înseamnă specii sălbatice și habitatele unde trăiesc acele specii. Deci cu această ocazie vreau să trimitem și un mesaj, să încercăm să facem un efort suplimentar pentru a proteja ce ne-a mai rămas de la urmași pentru nepoții și strănepoții noștri. Nu uitați să urmăriți și emisiunea despre exponatul lunii viitoare, în care secția de arheologie a Muzeului Național al Banatului ne dezvăluie o părticică din misterele ei.